Generarea clienților potențiali. Atunci când vorbim despre generarea clienților potențiali, ne referim la generarea persoanelor de contact care sunt interesate de produsul sau serviciul companiei noastre. De obicei, nu le cumpără imediat și procesul de cumpărare poate fi lung, chiar și câțiva ani, pentru o casă sau o embarcațiune. De aceea, încercăm să simplificăm procesul de conversie a vizitatorilor site-ului web în clienți, crescând interesul acestora prin cultivare. Calea de conversie este procesul prin care un vizitator anonim al site-ului web devine un client potențial cunoscut. Cu cât ne cunoaștem mai bine publicul țintă, cu atât avem mai multe șanse să pregătim conținut care să-l convertească în client potențial. Elementele importante ale căilor de conversie sunt apelul la acțiune, o pagină de destinație care include de obicei un formular, o pagină de mulțumire și un punct final, care este de obicei o carte electronică, un webinar sau un alt magnet de clienți potențiali pentru care utilizatorii și-au oferit datele. Putem optimiza calea de conversie prin optimizarea fiecăruia dintre elementele. Paginile de destinație trebuie să se concentreze pe obiectivul principal cu formulare scurte, care nu necesită prea multe date de la utilizatori. Apelurile la acțiune trebuie să fie în raport cu conținutul de pe paginile de destinație. Pagina de mulțumire poate avea un conținut suplimentar pentru a determina pe utilizatori să meargă mai departe în cadrul călătoriei cumpărătorului. Am discutat despre segmentare în modulul nostru privind marketingul prin e-mail. Probabil vă amintiți că putem segmenta publicul cu orice date pe care le avem despre destinatari, cum ar fi domeniul, vârsta, client existent sau potențial și multe altele. Fluxul de lucru ne ajută să folosim segmentarea și să cultivăm mai bine clienții potențiali. Automatizarea marketingului este o parte importantă a generării de clienți potențiali, deoarece permite furnizarea unui conținut potrivit la momentul potrivit, facilitând astfel convertirea vizitatorilor în clienți potențiali și a clienților potențiali în clienți efectivi. Dacă utilizatorul a deschis un e-mail, a făcut click pe un anumit link, a descărcat o carte electronică sau a urmărit un webinar, toate aceste activități pot acționa ca declanșatoare pentru a trimite un e-mail relevant pentru a ghida utilizatorii în cadrul călătoriei cumpărătorului. Desigur, nu toți utilizatorii sunt pregătiți să cumpere și mai ales în unele domenii, ciclul de cumpărare este lung, ceea ce înseamnă luni sau chiar ani de cultivare. Avem diferite declanșatoare pentru fluxurile de lucru care se bazează pe informațiile pe care le cunoaștem despre o persoană de contact sau o companie la care aceasta lucrează, dar și alte informații pe care le-am putea avea, cum ar fi e-mail-urile pe care le-au deschis și pe care au dat click, evenimentele la care au participat, activitățile de pe site-ul web, e-mail-urile la care sunt abonați. Să trecem la punctajul clientului potențial. Este un concept important în generarea de clienți potențiali, deoarece ne permite să prioritizăm clienții potențiali. Măsoară valoarea clienților potențiali și gradul acestora de pregătire pentru vânzări. Echipele de vânzări pot începe să contacteze clienții potențiali cu cele mai mari punctaje. Cu ajutorul punctajului clientului potențial, definiți cât de compatibil este clientul potențial, produsul sau serviciul dumneavoastră. Cum putem prioritiza acest client potențial și care sunt acțiunile de urmărire a vânzărilor? De asemenea, marketingul și vânzările pot alege atributele și comportamentele pe care ambele le prețuiesc, ceea ce înseamnă că clienții potențiali aferenți departamentului de marketing predați departamentului de vânzări sunt în concordanță cu ambele echipe. Putem puncta diferite informații relevante. Informații demografice, informații despre companie, activități pe site-ul web, cum ar fi vizite ale anumitor pagini, descărcări de cărți electronice, înscriere la webinar și vizualizări ale webinarului, trimiterea unui formular de contact. Desigur, toate aceste exemple au valori și punctaje diferite. Cu cât este mai mare probabilitatea de a dobândi un client efectiv, cu atât punctajul trebuie să fie mai mare. Apoi, interacțiunea cu e-mail-urile, deschiderea, click-urile pe e-mail-uri, interacțiunea pe rețelele sociale și așa mai departe. Avem un exemplu aici.
Pentru fiecare etapă a călătoriei cumpărătorului, punctăm diferite activități. Dar puteți vedea că nu toate vizualizările de pagină sau cărți electronice sunt egale. O carte electronică, descărcată în etapa de conștientizare, obține un scor mai mic decât o carte electronică în etapa de luare în considerare sau de luare a unei decizii. Acest lucru este valabil și pentru alte activități similare. Cu cât sunt mai aprofundați în cadrul călătoriei cumpărătorului, deci mai aproape de a lua o decizie de cumpărare, cu atât valoarea este mai mare. Să ne uităm acum la NQL-uri și SQL-uri, clienți potențial calificați pentru marketing și clienți potențial calificați pentru vânzări. Aici putem vedea o punere de marketing și de vânzări. Un agent de vânzări care primește un SQL trebuie să decidă dacă clientul potențial este suficient de bun sau dacă dorește să-l returneze departamentului de marketing pentru a fi cultivat în continuare. Deci SQL poate fie să revină la un MQL, fie să-i fie schimbat statusul în oportunitate. Motivele de retrogradare a unui SQL la un MQL sunt diferite. Adesea se datorează faptului că respectivul client potențial nu este decidentul. Poate este prea devreme sau prioritățile s-au schimbat. Încercarea de a vinde unui client potențial care nu este pregătit pentru acest lucru doar îl va împiedica să facă afaceri cu compania noastră. Clienții potențial calificați pentru marketing sunt persoane de contact care s-au implicat în eforturile de marketing ale echipei, dar care nu sunt încă să primească un apel de vânzări. Un exemplu de MQL este o persoană de contact care răspunde la un anumit formular într-o campanie de marketing. Clienții potențiali calificați în vânzări au anumite caracteristici sau au făcut anumite activități care îi fac să merite timpul acordat de către reprezentantul de dezvoltare a vânzărilor. Persoana de contact este pregătită să fie abordată de departamentul de vânzări care are nevoie de mai multe informații. Aceasta și-a exprimat interesul pentru serviciul sau produsul respectiv, a vizitat site-ul, a participat la un webinar, a descărcat o carte electronică și este, de asemenea, un reprezentant al publicului țintă, domeniul potrivit, dimensiunea sau veniturile companiei. Iată câteva dintre întrebările pe care ni le putem pune atunci când definim MQL-urile și SQL-urile. Compania este suficient de mare? Persoana de contact este un decident? Este aceasta încă student? Compania dumneavoastră este business to business, lucrează cu alte companii, iar clientul potențial este de la o companie bine cunoscută? În ce domeniu lucrează clientul potențial? Este un domeniu în care sunteți specialiști? Putem afla mai multe despre clienții potențiali cu informațiile pe care ni le oferă în schimbul conținutului de relevant. După cum am menționat anterior, nu dorim să solicităm prea multe informații atunci când convertim clienții potențiali, cu excepția cazului în care informațiile pe care le oferim acestora, cum ar fi cărțile electronice sau webinarele, au o valoare foarte mare. De aceea, folosim profilarea progresivă, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când un utilizator este convertit pe site-ul nostru pentru că s-a înscris pentru ceva, noi cerem informații suplimentare. Deci, de exemplu, pentru prima carte electronică pe care o descarcă, ne va da numele, prenumele și adresa de e-mail. Data viitoare, îi vom cere să ne dea și numele companiei dacă vindem către companie. De asemenea, vrem să verificăm ce reprezintă acronimul BAND. Buget. Cât pot investi aceștia? Autoritate. Cine este decidentul? Nevoie. Au o nevoie care poate fi soluționată cu ajutorul produsului nostru? Timp. Este momentul potrivit? Așadar, un student care a descărcat o carte electronică și a urmărit și un webinar s-ar potrivi bine, dar nu are buget sau autoritate. Și înainte de a trece la modulul următor, iată și câteva dintre modalitățile prin care marketingul poate sprijini vânzările. Lucrul bun în ceea ce privește predarea clienților potențiali de la marketing la vânzări este, de asemenea, că dacă cei din departamentul de vânzări știu conținutul creat de departamentul de marketing, pe care persoanele îl citesc, vizionează, ascultă, pot continua într-un mod fluid conversația după ce departamentul de marketing le dă clienții potențiali.
Marketingul poate sprijini vânzările cu o gamă largă de conținut, precum studii de caz, site-uri web one-pager ale companiei produsului, pachete de diapozitive, analize, rapoarte, ghiduri, facturi electronice cu șabloane de conținut pentru e-mail-uri. Vă mulțumim!